Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre cum se poate realiza în aplicația Microsoft Excel o hartă interactivă. De exemplu, în această foaie de calcul avem o statistică a participanților la diferite olimpiade din 6 județe și municipiul București. Olimpiadele la care au participat elevii sunt cele de biologie, matematică, informatică, limba română și geografie. Se observă că pentru olimpiade diferite avem un număr de participanți diferit pe fiecare județ. Prin intermediul unei liste de rulante avem posibilitatea să alegem o anumită olimpiadă, iar pe harta introdusă în această foaie de calcul este afișată sub forma unor bule această statistică. Județul cu cei mai mulți participanți la acel tip de olimpiadă este scos în evidență pentru o culoare diferită a respectivei bule. Să vedem cum se poate realiza această interesantă prezentare grafică în Excel. În prealabil am pregătit o foaie de calcul Excel în interiorul căreia am introdus datele statistice ale participanților la Olimpiadă și o zonă în care vom introduce date ce vor fi preluate de către graficul nostru. În primă fază, în această zonă vom introduce un grafic de un anumit tip. Vom acționa meniul Insert și apoi din zona Charts o să alegem un grafic de tip Bubble, Bule. Bineînțeles că putem redimensiona acest grafic. Iar acum vom stabili o anumită imagine de fundal graficului nostru, care nu este altceva decât harta României. Pentru a realiza acest lucru, executăm un click dreapta în interiorul graficului și alegem opțiunea format Area. Din meniul Fil, o să alegem opțiunea Picture or Texture Fill și apoi vom acționa butonul Insert. Cu ajutorul motorului de căutare Bing vom realiza o căutare după expresia Vector Map România. Acționăm tasta Enter. Se observă că avem opțiunea Creative Commons Only, deci să ne fie returnate doar acele imagini pe care le putem folosi în prezentările noastre și alegem o hartă convenabilă respectivei prezentări. Vom alege această imagine, după selectarea imaginii vom acționa butonul Insert. Acum urmează să stabilim anumite proprietăți graficului nostru. Vom începe prin stabilirea valorilor minime și maxime pentru axa OX și axa OY. Pentru a face acest lucru, selectăm axa OX și apoi, cu ajutorul pictogramei Axis Options, apoi a meniului Axis Options, vom putea stabili acum valorile minime și maxime pentru uh, axele OX și OY. Pentru OX va fi 0 pentru valoarea minimă și 10 pentru valoarea maximă și similar va fi și pentru axa OY. Selectăm axa Y și dăm aceleași valori: 0 pentru minim și 10 pentru maxim. Acum va trebui să stabilim coordonatele fiecarei bule în parte, dar aceste coordonate vor trebui stabilite în funcție de județul pentru care se dorește reprezentarea. De exemplu, dacă ne uităm în interiorul acestui grafic, observăm că pentru județul galați, Coordonatele aproximative ar fi 7,5 pentru valoarea X și 5 pentru valoarea Y. O să introducem aceste valori în această zonă din foaia de calcul. Deci pentru județul Galați, 7,5 pentru valoarea X și pentru Y 5. Apoi, pentru județul Iași, valorile aproximative ar fi pentru X 7 și pentru y 7,5 Pentru Cluj 3,5 pentru x și 6,5 pentru y Pentru Timiș 1 pentru x și 5 pentru y Pentru Dolj 3,5 pentru x și 1,5 pentru y. Pentru Constanța, 8,5 pentru x și 2 pentru y, iar pentru București, 6 pentru x și 2,5 pentru y. Acum va trebui să stabilim ca graficul nostru să preia datele din această zonă. Pentru a realiza acest lucru, executăm un click dreapta în interiorul graficului și apoi acționăm meniul Select Data. Se observă că avem deja trei serii introduse în mod implicit de către graficul ales de noi. Le vom șterge și apoi vom adăuga o, o nouă serie prin acționarea butonului Add. Vom uh, denumi această serie Participanți. Pentru valorile x ale fiecărei bule, vom stabili să fie preluate din această zonă. Pentru valorile y din zona corespunzătoare valorilor y. iar pentru dimensiunea bulei o să lăsăm deocamdată valoarea 1, acționăm butonul OK, apoi din nou butonul OK și observăm că peste județul galați a apărut deja o bulă. Pentru ca celelalte bulei corespunzătoare celorlalte județe să apară în interiorul graficului nostru va trebui să stabilim și ultimul parametru, adică dimensiunea bulei. Acest parametru, dimensiunea bună, ar trebui să fie numărul de participanți la o anumit, un anumit tip de olimpiadă pe fiecare județ în parte. Deci, practic, graficul nostru ar trebui să importe anumite date care vor apărea în zona O6-O12. Pentru a afișa numărul de participanți pe fiecare județ în parte în funcție de un anumit tip de olimpiadă, în celula O16 vom introduce o listă de rulantă cu olimpiadele la care au participat elevii. Deci, vom selecta la O16, apoi din meniul Data, opțiunea Data Validation, alegem opțiunea List, iar la sursă vom introduce de la tastatură tipurile de olimpiadă. Apoi acționăm butonul OK și observăm introducerea acestei liste de rulante. Acum în celula O6 va trebui să introducem o formulă care să ne returneze numărul de participanți pe fiecare județ în parte în funcție de olimpiada aleasă prin intermediul acestei liste de rulante. Pentru a realiza acest lucru vom apela la funcția sum ifs. Funcția sum ifs adună niște valori în funcție de anumite condiții. Noi nu dorim adunarea niciunei valori. Practic vom folosi funcția sum ifs pentru a ne returna o singură valoare în funcție de parametrii pe care o să-i stabilim. O să folosim funcția sum ifs al astfel. Primul parametru va fi zona din care să preia datele. Această zonă va fi numărul de elevi introdus în zona D5, D39. Vom face această referință absolută acționând tasta F4. Al doilea parametru va fi zona în care sunt trecute județele, adică zona B5, B39. Și această referință va fi una absolută. Apoi urmează al treilea parametru care va conține județul pentru care se dorește calculul respectiv. Această referință va fi către celula N5 și va fi o referință relativă deoarece doresc expandarea acestei formule și pentru județele scrise mai jos. Al patrulea parametru va fi zona unde sunt trecute tipurile de olimpiadă, adică C5, C39. Bineînțeles, cu referință absolută. Și ultimul parametru va fi celula care conține lista de rulantă, prin intermediul căreia utilizatorul poate alege tipul olimpiadei. Bineînțeles că această celulă este celula O16 cu referință absolută. Închid paranteza și acum la acționarea tastei Enter va trebui să ne fie afișat numărul de participanți la Olimpiada de Informatică din județul Galați, adică numărul 498. Se observă că valoarea a fost returnată corect. Expandăm această formulă și pentru județele scrise mai jos și observăm că ne sunt returnate valorile numerele numărul de elevi participanți la olimpiada la informatică pe fiecare județ în parte. Dacă de exemplu schimbăm tipul olimpiadei la biologie, se schimbă și numerele respective. Aceste numere vor furniza al treilea parametru pentru uh, bulele din grafic și anume dimensiunea lor. Pentru a stabili acest lucru, executăm un click dreapta, select data un click pe seria anumită participanți, apoi acționăm butonul Edit și cu ajutorul acestui buton vom selecta această zonă care conține numărul de participanți. Acum la acționarea butonului OK se observă că apar toate bulele pe întreaga hartă, pe întregul grafic și de dimensiuni diferite, deoarece numărul de participanți este diferit în funcție de județul respectiv. Dacă schimbăm tipul olimpiadei, observăm că și dimensiunile bulelor se schimbă. Mai avem un lucru de făcut și anume evidențierea județului cu cei mai mulți participanți. Pentru acest lucru, în zona P, coloana P, vom implementa o funcție care să ne returneze numărul maxim de participanți dintre toate aceste județe. Pentru acest lucru vom apela în primă fază la funcția if. Iar ca și condiție vom uh, spune în felul următor. Dacă valoarea trecută în celula O6 este egală cu valoarea maximă din zona O6-O12, atunci să ne fie afișată valoarea din celula O6. Altfel, să nu fie afișat nimic. Pentru acest lucru vom introduce două ghilimele. Închidem paranteza, acționăm tasta Enter și expandăm formula din celula O6 către toate celulele. Se observă acum că numărul uh, maxim de participanți la olimpiada la limba română este din județul Constanța. Dacă schimbăm timpul olimpiadei la matematică, observăm că cel mai mare număr uh, de participanți este în municipiul București. Acum vom ad mai adăuga o serie în graficul nostru care să ne afișeze doar valorile din coloana P. Pentru acest lucru executăm un click dreapta, apoi meniul Select Data. Apoi butonul Add, vom da nume acestei serii Max, vom stabili pentru bulele acestei serii, uh, pentru valorile X și Y, aceleași valori scrise în zona X și Y, dar de această dată, pentru dimensiunea bulei, o să alegem zona din coloana P. Se observă acum că municipiul București are cel mai mare număr de participanți la olimpiada la matematică. Dacă schimbăm olimpiada la informatică, se observă că Galațiul are cel mai mare număr de participanți. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere.